Ion, de Liviu Rebreanu. Realismul este un curent literar apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea ca o reacție antiromantică care propunea ca, în construirea universului imaginar, să se oglindească realitatea, creându-se impresia de viață autentică. Realismul are ca teme preferate averea, parvenirea, familia, apar personaje tipuri, tipologii de personaje, tehnica detaliului semnificativ, obiectivitatea narrativă. Se înfățișează individul ca produs al realității, al societății din care face parte, limbajul este un mijloc de individualizare a personajelor, atitudinea critică față de societate, reflectarea fidelă cu vicii și virtuții a unei civilizații, fără a idealiza, abordarea subiectelor din contemporaneitate sau din trecutul apropiat, speciile literare predominante fiind romanul, schița, comedia și drama. Date despre autor și operă. Liviu Rebreanu este un scriitor reprezentativ din perioada interbelică, alături de Mihail Sadoveanu, Mircea Eliade, George Călinescu și Camil Petrescu. Este considerat de critica literară cel mai mare creator de viață a literaturii române, unul dintre întemeietorii romanului românesc modern. Acesta debutează editorial cu volumul de novele Frământări, în 1912. Ele au fost cele care au pregătit tensiunea narrativă a marilor creații, fiind ca și, la Marin Preda, un exercițiu stilistic necesar. Încadrare. Ion este primul roman realist obiectiv din literatura română, apărut în perioada interbelică, mai exact în anul 1920, după ce trecuse prin fazele manuscrise Zestrea și Rușinea. Acest roman prezintă o frescă a lumii rurale transilvanene, de la începutul veacului al XX-lea, fiind numit Epopeea țăranului român, după cum spunea Pompiliu Constantinescu. Prin el, Rebreanu este considerat creatorul romanului modern în literatura română. Acesta respectă principiul de bază enunțat de Eugen Lovinescu, anume sincronismul cu literatura universală, atât la nivelul obiectivității narrative, cât și prin profunda introspecție psihologică. Apartenența la un gen și o specie literară. Este un roman tradițional cu deschidere spre modern, obiectiv, social, realist, având o acțiune complexă, desfășurată pe mai multe planuri narrative și un conflict puternic. Romanul este o specie a genului epic în proză, de acțiune compusă și de mare întindere, desfășurată pe mai multe planuri, cu personaje numeroase și conflicte puternice. Este un roman obiectiv de tip doric, după clasificarea făcută de Nicolae Manolescu în eseul Arca lui Noe, prin atitudinea detașată a naratorului obiectiv, relatarea la persoana a treia, ce conferă veridicitate întâmplărilor. Curentul literar. Realismul romanului se poate sesiza prin prezentarea veridică a realității, obiectivitatea naratorului detașat, care nu se implică în faptele prezentate, lasă viața să curgă, viziunea din de răt, relefarea individului ca produs al societății din care face parte, descrierea minuțioasă a faptelor inspirate din realitate, prin tehnica detaliului semnificativ, stilul anticalofilic, impersonal, sobru, concis și precis. Nu putem omite nici elementele de modernitate, evidențiate prin analizarea în detaliu a psihologiei personajului principal. Geneza. Geneza romanului se fundamentează pe o documentare atentă a țărănimii, urmând modele celebre oferite de scriitori precum Zola, Balzac și Tolstoi. La acestea se adaugă fapte concrete din viața reală pe care le-a văzut sau despre care a auzit, și anume gestul unui țăran de a săruta pământul, drama unei fete din sat, alungată de tatăl ei pentru că a fost necinstită de cel mai bicisnic băiat din sat, unele nume și toponime fiind reale. Semnificația titlului. Titlul este alcătuit dintr-un singur cuvânt, având sobrietatea culoarelor dorice. Numele protagonistului se arcuiește astfel peste tot romanul. Este numele cel mai des întâlnit în mediul rural, lucru deloc întâmplător, acest lucru arătând faptul că modul de a privi lumea, concepția lui Ion referitoare la pământ, este specifică întregii clase țărănești. Tema operei. Tema o constituie patima pentru pământ a unui tânăr țăran și consecințele ei tragice în societatea ardelenească de la începutul secolului al XX-lea, în care singura măsură a valorii umane este banul sau pământul. În aceste condiții, romanul devine o monografie a satului, reflectând mentalitățile colective. Temei centrale se adaugă aceea a iubirii, dar și a destinului. Structură și compoziție. Constantin Ciopraga considera romanul un corp sferoid sau un roman rotund cu o structură simetrică. La realizarea acestuia contribuie mai multe elemente de compoziție, astfel că romanul are două părți intitulate sugestiv Glasul Pământului și Glasul Iubirii, numind cele două patimi ale lui Ion, care îi vor dirija destinul.
Totodată, diegeza se termină precum a început, deoarece intrarea și ieșirea din lumea ficțională se face prin intermediul drumului și al horei. Arhitectura romanului este atent elaborată printr-o dozare homeopatică a detaliilor, cu o grijă pentru sinteza compozițională ce atinge uneori superficialitatea. Sau artificiul. Cele 13 capitole par să insinueze ideea fatalității care guvernează destinul. Din punct de vedere al tehnicii narrative, demersul epic se construiește pe două planuri narrative, și anume viața țăranilor români de la începutul secolului al XX-lea, din care fac parte Ion, Vasile Baciu, George Bulbuc, Florica, Zenobia, mama lui Ion, Savista, Oloaga satului sau Alexandru Glanetașul, și viața intelectualilor satului, unde regăsim personaje precum învățătorul Zaharia Herdelea, Titu Herdelea, Laura și preotul Belciug. Subiectul este construit astfel prin alternanța planurilor narrative, care se întrepătrund uneori, iar secvențele narrative se succed pe baza înlănțuirii, respectându-se cronologia evenimentelor. Relația incipit final. Amplul incipit de tip captatio benevolentiae al romanului fixează câteva repere geografice, Valea Someșului, orașul Armadia, satul Ardelenes-Pripas, în stilul specific realismului, apropiind cititorul de spațiul acțiunii, făcând opera și mai credibilă, veridică. Anumite detalii descriptive au rol anticipativ, dezvăluind în mod indirect modul de viață al țăranilor din satul Pripas. Citez, crucea strâmbă pe care e răstignit un Hristos cu fața spălăcită de ploi și cu o cununiță de flori veștede agățate de picioare, așezată pe la marginea satului, dar și imaginea lui Hristos care, citez, își tremură jalnic trupul de tinichea ruginită pe lemnul mâncat de carii și negri de vremuri, am încheiat citatul, nu pot fi de bun augur, sugerând o lume în care valorile creștine sunt perimate. Chiar numele satului Pripas, care înseamnă fără stăpân, avertizează cu privire la imoralitatea celor din părțile locului. Structura narrativă este, așa cum spuneam, circulară, romanul începând cu descrierea drumului care duce spre satul Pripas de pe Valea Someșului și sfârșind cu prezentarea aceluiași drum după încheierea dramei petrecute, de asta dată în sens invers înspre ieșirea din sat. Drumul devine o metaforă simbol care face legătura între realitate și universul imaginar, el reprezentând primul personaj cu care cititorul intră în contact. Drumul de la început anticipează destinul protagonistului, citez, drumul urcând ia nevoie până își face loc printre dealurile strâmtorate, pe urmă însă înaintează vesel, neded, poposind puțin la cișmeaua mortului, apoi cotește brusc pe sub râpele dracului, viața lui Ion fiind curmată înainte de vreme într-un ceas rău. Astfel, toponimele, nefaste, prevestitoare de la începutul romanului, râpele dracului, cișmeaua mortului, ca și conflictul de la horă între Ion și George, anticipează răfoiala finală și sfârșitul dramatic al personajului. Tot aici este anunțată pendularea personajului între glasul pământului și glasul iubirii, citez, șoseava întovărășește Someșul, când în dreapta, când în stânga, am încheiat citatul. Interesantă este metafora cișmeaua mortului, care simbolizează dragostea, căci întâlnirea clandestină cu Florica pare a-i potoli arșița sufletului, în realitate însă îi aduce sfârșitul. La finalul romanului apare același drum care iese din sat odată cu plecarea familiei Hertelea ca o panglică cenușie în amurgul răcoritor și, pe urmă, se pierde în șoseaua cea mare și fără început. Acest detaliu ne sugerează că viața merge înainte, indiferent de suferințele oamenilor, iar destinele individuale se contopesc în macrocosmos, în marea viață a lumii care curge nepăsătoare ca un fluviu fără sfârșit. Totodată, prezența Hristosului de tinichea avertizează discret rolul moralizator al diegezei. Cele două secvențe descriptive de la începutul și sfârșitul romanului echivalează cu ridicarea și lăsarea cortinei. În acest interval, naratorul prezintă pe o scenă a vieții destinul personajelor. La fel ca marii romancieri realiști ai literaturii universale, Rebreanu concentrează încă din primele pagini întreaga colectivitate rurală într-o singură locație, anume curtea văduvei lui Maxim Oprea, unde tot satul este adunat într-o duminică la horă. Această horă are valoare de simbol, Nicolae Manulescu numind-o Hora Soartei. Intriga romanului se conturează la horă, unde Ion invită pe Ana să joace, căci avea locuri și case și vite multe. Văzând aceasta, Vasile Baciu, tatăl fetei, îl jignește numindu-l sărântoc, tâlhar, determinându-l pe Ion să caute un prilej de a se răzbuna.
Astfel, se declanșează un conflict exterior între Ion și Vasile Baciu și un conflict interior între glasul pământului și glasul iubirii. Desfășurarea acțiunii se organizează în jurul ei de luptă pentru pământ, căci singura soluție de a ieși din impasul sărăciei și de a câștiga locul privilegiat în societate este dobândirea pământului prin căsătorie. Planul său se împlinește etapă după etapă și ajunge treptat pe prispă și de acolo în casă, sedus aparent de Ana. O secvență reprezentativă. Punctul culminant al romanului este reprezentat de scena sărutării pământului, o scenă de o mare forță sugestivă. Citez. Într-o atitudine de evlavie, Ion îngenunchează în fața ogorului și sărută Huma cu o voluptate ce trezește fiori la limita eroticului, încât, fără să-și dea seama, se lasă în genunchi, își coboară fruntea și lipi buzele cu voluptate de pământul ud. Și în sărutarea aceasta grăbită simți un fior rece amețitor, o poftă sălbatică să îmbrățișeze Huma, să o crâmpoțească în sărutări. Pământul este pentru țăran atât idol cât și bovnică, este mai mult decât un simplu mijloc de câștigare a existenței. Un loc aparte în economia textului îl ocupă superpersonajul sau suprapersonajul care polarizează toate energiile și subordonează aproape întreaga evoluție a evenimentelor. Spațiul al acțiunii, mobil al luptei, obiect al adorației, mamă, iubită, quasi divinitate, obsesie, început și sfârșit. Analizând cu atenție scena sărutării pământului, Nicolae Balotă observă că intenția autorială urmărește să sublinieze în gestul lui Ion tripla concupiscență, pofta ochiului, pofta trupului și trufia vieții, păcate grave după mentalitatea medievală care atrag în final o sancțiune pe măsură. În ciuda faptului că Ion își atinge scopul, realizează că nu poate fi împlinit fără a avea-o alături pe Florica, care se căsătorise între timp cu George. Relația adulteră a celor doi este descoperită de Savista, cerșetoarea nebună, care îi dezvăluie soțului adevărul. O a doua secvență reprezentativă. George îl ucide pe Ion cu o lovitură de sapă, nu întâmplător o unealtă a pământului, toate strădanile protagonistului dovedindu-se zadarnice, căci în final îi trebuie atâta pământ cât îi se cuvine oricărei ființe pentru a se întoarce în țărână. Secvența aceasta este una reprezentativă și marchează desnodământul. Atmosfera casei anunță sfârșitul previzibil. Citez. Casa dormea nepăsătoare și tăcută ca o matahală moartă, iar tăcerea era, citez, ca o piatră de mormânt. Moartea încheie violent un destin sinuos și tragic, sfârșit estimat, moral și estetic. Întâlnirea cu femeia iubită este echivalentă cu popasul la Cișmeaua mortului, toponim notat în incipit, iar moartea sa înainte de vreme nu este altceva decât o cotire bruscă a destinului, pe altă traiectorie fatidică, pe sub râpele dracului. Abia în acest punct incipitul ni se revelează cu adevărat. Prozatorul obiectiv Liviu Rebreanu folosește persoana a treia, convins că implicarea autorială ar fi destrămat veridicitatea operei, totuși, unele comentarii discrete arată compasiunea sau ironia asupra personajelor. Vorbele lui Dumitru Moarcăș în legătură cu acest lucru sunt sugestive, citez. Omul trăiește ca să moară și cum trăiește așa moare. Dacă e trăiește rău, moartea e bună și blândă ca o sărutare de fată mare. Dacă trăiește bine, atunci moartea e rea și coasa nu taie și te chinuiește. Am încheiat citatul. Foarte sugestive sunt și vorbele lui Ion aflat în agonie, care prezintă de fapt concepția naratorului, citez, mor ca un câine. Nu-i se întâmplă tot nici faptul că lovitura decisivă este dată a treia oară. Asemenea oricărui muribund, Ion își amintește într-o clipă tot ceea ce s-a petrecut în viața sa și îi pare rău că totul a fost în zadar, iar pământurile vor rămâne ale nimănui. Scena se încheie cu o ploaie purificatoare și cu strigătul cocoșului, element psihopomp, care anunță un sfârșit tragic, dar și un nou început. Vorbele lui Vasile Baciu, a vrut pământ, acum l-a săturat Dumnezeu de pământ, surprind caracterul moralizator al romanului, întărind proverbul popular, nicio faptă fără răsplată. Particularități de limbaj. La nivelul artei narrative, romanul se distinge prin sobrietate, rigoare, obiectivitate și echilibru compozițional, refuzul ornamentului stilistic în favoarea stilului cenușiu, dar precis. Stilul anticalofilic al cărui adept s-a declarat în articolul Crez, îl îndreptățește să respingă expresia grandioasă prin metafora subtilă, citez, prefer să fie expresia bolovănoasă și să spun într-adevăr ce vreau, decât să fiu șlefuit și neprecis.
De altfel, cred că e mai ușor a scrie frumos decât a exprima exact. Expresia exactă îți cere mai multă zbuciumare. În concluzie, romanul Ion este prima mare creație obiectivă, după cum spune Eugen Lovinescu, este o capodoperă a scriitorului în care își impune viziunea realistă, cel apropie de Tolstoi.